Salubă! Da, ce mai faceți, bă? N-am mai văzut de o săptămână, frate, o săptămână și ceva. Mă, normal, nu voiam să fac asta, dar să mor de n-am primit niște mesaje de alea cu hai, frate, unde ești, unde ești, ai murit, mai postează și tu ceva așa. Mi-am călcat pe onoare că am zis totuși că eu pe canalul ăsta vreau să țin doar în calitate de aia bună și iar acum stau și filmez cu un telefon cu 2 megapixeli pe față, se vede foarte pixel, la știu de... Am mai încercat și acum vreo 2 zile să filmez tot un videoclip, dar eram prea răci, fraților. A fost o poveste amuzantă de săptămână de când ne-am mai văzut. La modul am postat joia trecută ultimul videoclip și am zis, bă, hai că mai postez și vineri, fac ceva daily vloguri pe acolo prin Botoșani. Am avut un campionat în Botoșani și a decurs bine prima parte. A doua când m-am întors acasă, nu a decurs deloc. Să moară Fifi cu mâna pe mătură dacă am mai avut eu răceală de asta, bă, în viața mea, frate, să vin să stau de luni până joi în pat, frate, n-am putut să fac nimic. Deci a fost pena, febră cu porcării. Doamne, și am făcut mai mult chestia asta doar așa ca să fie că na. Totuși canalul ăsta nu a fost chiar mort o săptămână, pentru că fără să postez o săptămână și ceva, totuși au fost pe canal câteva mii de vizite zilnice, dacă pot să zic așa. Uitam acolo pe statistici și ziceam, bă, frate, bă, ce tare să fie așa. Așa țăran, frate, așa țăran ca mine, să ai un canal. Am făcut și 19.000 de abonați, super tare, foarte tare și eu. Bă, mi-aduc aminte când ziceam, bă, frate, poate fac 20.000 de Crăciun, bă, frate, postez în fiecare zi, mă jur că postez în fiecare zi. Mă interesa, mă trezesc frumos, mănânc, nu știu cum, pac, am pus camera, am filmat, am editat și nu mă mai interesa. Și după m-am trezit, știi, ca și cum aș fi visat că nu. Oricum, cea mai tare fază e unde mi-e camera, e că mi s-a stricat și camera și încărcătorul. La modul mie când mi se ia ceva, frate, bă, are grijă să mi se ia totul deodată. Adică nu numai că mi s-a stricat doar camera, mi s-a stricat și camera și încărcătorul. Bă, tu ești cretinul. Ce să fi gândit, mă, Dumnezeu ăsta, mă, zis, mă, hai să-i stric camera, că doar ce. După cred că Sfântul Petru de acolo, dar ia-i și încărcătorul, că camera poate și o repară, băi, dar cum să nu, na, de ce nu? Da, la modul camera asta e o cameră pe care am cumpărat-o acum 4 ani de un Black Friday, de-am dat un Canon Legria. Și mi s-a stricat. Deci practic unde bag încărcătorul, nu știu ce li s-a întâmplat, dar e dusă rău, s-a lărgit chestia asta și aveam toate filmările aici, mă, păcat. Încărcătorul nu mai știu pe unde, că l-am luat cu mine zilele astea. Bă, în tot Bacău, frate, în 8 magazinele la care am întrebat, bă, n-a fost unul, mă, să aibă un încărcător de. Și uite, de aia lumea nu trece prin nota. Da, bă, în rest a fost bine o săptămână, de acum cred că sper și eu să mai postez, că vreau totuși până la Crăciun să fac 20.000. Am făcut 19.100 de abonați, dacă mă înșel pe acolo, cât timp l-am mai postat. Ciudă așa că știam că pot totuși, dar totuși nu pot. Nu-s genul ăla de om serios, frate, nu-s genul ăla de om. Stau acum și mă gândesc că zilele astea am avut, cred că, idei, bă, de atâtea videoclipuri, ești nebun la cap. Bă, înainte când aveam camera, bă, stăteam, mă gândeam, bă, ce pot să filmez, căutam pe Google, căutam la YouTuber străin, bă, nu mai știi. Și am prin minune că nu mai am cameră, bă, am idei, bă, și ce idee aveam idei așa, bă, de vreo 5-6 videoclipuri. Plan, așa, erau super. Da, ne adaptăm și noi la ce avem, e super, o să... Aici nu se vede pixelat, dar știu când o să fac filmarea în calculator și intru la edit, să mă simt așa awkward când văd, așa pixelat, mă, nu, super. Totuși vreau să văd ce fac, poate duc la un service, poate comand și un încărcător de pe net, dar nu găsesc, asta e faza, că nu cred că mai găsesc și cred că s-a cam dus cariera acestei car. Nu știu unde pot găsi, o să mă interesez. Eu mi-am promis mie că vreau mai multă calitate, de-aia postez și mai rar, că mai bine postez ceva mai bun decât să, m-am mai zis, eu să pun camera în față și să vorbesc despre școală, sau de ce nu vreau să merg despre temul de învățământ din România și chestii de-astea fumate de vreo 4 ani, nu. În vacanța de Crăciun am de gând să postez, frate. Bă, nu știu, mă amuză de acum când zic, bă, frate, vreau să postez, de nu, eu chiar, băi. Bine, babuinilor, ne revedem în următorul videoclip. Nu știu când o să fie următorul, dar sigur o să fie. Știi vorba aia, nu? Cu... O să fie. Eu mă duc să fac ceva mai bun cu viața mea și ne revedem data viitoare. Pa! Dincolo de toate, puțin mai jos de noi, șoareci și fantomi.